Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Amin. Suntem într-adevăr în prezența lui Dumnezeu, o prezență a lui Dumnezeu care copleșește, o prezență a lui Dumnezeu care ne smerește, o prezență a lui Dumnezeu care ne cercetează și care ne arată faptul că trebuie să ne îndreptăm după cuvântul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta aș vrea să nu îi ținem foarte mult pe Same și pe Gile aici în față. Sunt abia la primul copilaș. Abia la primul. Cu creșterea numărului crește direct exponențial și timpul pe care îl vor petrece aici în față. Domnul să-l binecuvânteze pe micuțul lui Ezra și facem o înțelegere, lăsăm să plângă, da? Nu ne deranjează, nu ne supără, chiar dacă plânge, mama să nu fie stresată și nici tata din cauza mamei și tot așa. Lăsăm să plângă, lasă-l să plângă, Giulie, că eu cel puțin sunt obișnuit. Sunt învățat. Mi-amintesc la primul copilaș, la David cel cu minte. Plângea mama, plângea David, plângea... tata nu plângea, tata nu plângea. Asta face parte din farmecul și din frumusețea participării împreună a celor vârstnici cu celor mai puțin vârstnici, mai tineri. Asta este adunarea, asta este biserica, cu mai multe genuri de muzică, cu mai multe stiluri de a predica, cu diferite segmente de vârstă. Asta ne face să fim frumoși și Maranata este frumoasă în felul ei. Domnul să binecuvânteze adunarea de locul acesta și Domnul să binecuvânteze familiile tinere. Amin. Facem o înțelegere. Eu cobor, citesc pasajul din numeri 6, apoi vă spun ce am de spus din cuvânt, din versetul pe care l-am citit și apoi vă las să puteți legăna în pace pe micuțul Ezra. Amin, amin. Iulianu, pregătește-mi, te rog, un microfon, că depindem de microfon. Haideți să ne ridicăm cu întreaga adunare.